În Medgidia, stațiile de mijloc de transport arată jalnic. Prin stație se înțelege o tablă pe un stâlp cu semnul corespunzător, o bancă acoperită pe marginea trotuarului și un coș de gunoi. Chiar dacă în unele locuri există refugii pentru călători, acestea sunt inutilizabile, murdare și vandalizate. Lipsa stațiilor este marea problemă a locuitorilor care utilizează serviciul de transport în comun. Nu, astea au perit de mult. Nu mai sunt așa ceva, nu știu dacă mai e pe undeva. Un refugiu pentru adăpost de ploaie sau mai știu ce. Și refugii și o cabină ceva de adăpost, stă lumea în frig, în ploaie, în vânt, cum a fost acum viscul acesta? Nu, nu sunt, nu e niciuna dotată în privința asta așa cu așa ceva, nu. Ceva nu. Există? Obligat că e normal să fie, cât de cât, dar... asta e. Problemele de acest gen ar putea lua sfârșit. În primăvara anului 2014 vor fi amenajate 49 de stații pentru transportul în comun. Proiectul se derulează cu fonduri europene nerambursabile. Sunt 48 de stații de mijloc de transport în comun care vor fi amplasate conform proiectului în toate stațiile de maxi-taxi din oraș. Sunt toate standard. Vor fi procurate printr-o licitație publică. Modelul este dat de proiectul european pe care noi l-avem aprobat de către Agenția de Dezvoltare Regională Brăila și probabil stațiile vor fi achiziționate în prima parte a anului viitor. Conform celor declarate de primar, stațiile seamănă cu cele de la Bruxelles sau Paris. Sunt stații de autobuz care au pereți din sticlă cu posibilitatea de a asigura afișaj în interior. Acestea vor fi prevăzute cu bancă și coș de gunoi.